În afara declarațiilor politice, normale pentru o conferință de presă a unui partid politic, reprezentanții PNL Giurgiu au abordat în cea mai recentă întâlnire cu presa locală, cea de vineri, 8 august, și probleme administrative legate de situația municipiului. Cel care a vorbit despre aceste probleme este liderul organizației municipale PNL, Dumitru Beianu. Suntem locuitori într-un municipiu reședință de județ, al unuia dintre cele mai sărace județe, cu prea puține perspective, în ciuda unor promisiuni iarăși populiste și umflate. Avem încă, din păcate, societăți care pleacă din Giurgiu sau care își închid porțile, număr mult mai mare decât cele care se înființează. Poate în statisticile verificate și solicitate de lideri PSD apare altfel decât în această formă realistă, dar deloc încurajatoare pentru noi. Și aici aș coborî la nivelul municipiului Giurgiu, pentru că avem în continuare noi, cei de la PNL, senzația că măsurile pe care se pedalează la nivelul organizației județene PSD, dar și la nivelul administrației locale conduse de domnul Barbu, la rândul membru PSD, nu se iau nici pe departe cele mai bune soluții. Am avut o variantă pe care eu o consideram extrem de bună pentru viitorul orașului, anume de a propune, de a susține cu alte argumente măsuri care cred că sunt absolut necesare în Giurgiu, atâta vreme cât a existat acea egalitate în Consiliul Local. Din păcate, au fost excluși doi consilieri ai Partidului Poporului, dar oameni cu viziune mult mai largă decât mulți dintre colegii lor și mai bine argumentată. Și acum, iarăși, avem o majoritate la dispoziția în cea mai mare parte a situațiilor, la dispoziția administrației primăriei, motiv pentru care îmi permit să fac câteva recomandări și care cred că sunt argumentate de situația existentă la acest moment în oraș. Un prim aspect abordat de liderul liberal este mult mediatizatul conflict din cadrul ADI. În continuare nu avem susținerea și votul reprezentantului municipiului pentru a debloca situația din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară legată de investițiile în apă și canal în județ. Am plictisit deja giurgiuvenii vorbind despre această temă falsă a majorării prețului. Se așteaptă o majorare care nu are nicio legătură cu comunele care încă n-au intrat în ADI și mi se pare aproape jignitor să încerc pentru a nu știu să demontez argumentele false ale domnului și populiste ale domnului primar. Dar îmi pare rău că poziția domniei sale s-a extins la nivelul mai multor reprezentanți al unității administrative teritoriale conduse de PSD, de membrii PSD și reprezentate în această structură, astfel încât probabil va dura destul de mult timp până când se vor rămâni întâi primarii PSD văduviți de sume importante prin blocarea acestui proiect, dar și ceilalți primari până la 27, care așteaptă aceste investiții ca unice soluții pentru implementarea proiectelor în comunele lor. Am văzut un articol în presă legat de faptul că cu bunăvoință și toată disponibilitatea a fost trimis un reprezentant la ultima ședință și că nu a fost primit. Eu acum vorbesc pentru oameni simpli, dar cu în mod categoric cu suficientă inteligență ca să înțeleagă. Lucrurile trebuie respectate după legile existente, nu după părerile fiecăruia. O asemenea modificare a statutului prin introducerea unor noi membri presupune semnătura olografă a reprezentanților desemnați prin hotărâri de Consiliu Local. Nu poate respectiva persoană desemnată de Consiliu Local să împuternicească la rândul pe altcineva, nici măcar dacă această împuternicire este ștampilată, contrasemnată de secretarul primăriei respective. N-are nicio legătură una cu alta și tribunalul unde am fi dus aceste documente, mai mult ca sigur ar fi crezut că ne-am pierdut cu toții urul rațiuni dacă am fi propus asemenea scenariu.
Deci lucrurile sunt clare și nu plictisim pe toată lumea care nu este interesat decât de finalitate cu asemenea detalii. Dar vorbind inclusiv cu dumneavoastră care aveți deja un bagaj de informații, de cunoștințe care vă permite să discerneți în asemenea situații, discutând constructiv, sper eu, și cu colegii noștri de la PSD, ar trebui să ajungem cu toții la concluzia că aceste teme sunt mult mai importante decât competiția electorală care stă să înceapă și care poate, așa ne-ar plăcea să credem, ne poate evidenția într-un fel sau altul dacă suntem mai vocali pe teme atât de importante. În plus, sunt multe alte proiecte cu impact major asupra vieții giurgiuvenilor care nu apar pe lista de investiții a primăriei. Mai sunt altele la fel de importante pe care aș fi vrut să le văd în lista de investiții a primăriei și nu au apărut până la acest moment. O temă extrem de sensibilă a orașului este aceea a locuințelor sociale și a locuințelor pentru tineri. Am mai solicitat primăriei să ia în calcul ca pentru proiectele de eficientizare termică, de anvelopare blocurilor, să construiască mansarde la peste terasă. O soluție adoptată în multe state, care permite obținerea unui număr mare de locuințe cu costuri sub medie, în acest caz costuri finanțate de Uniunea Europeană și care ar putea decongestiona situația. Nu mai spun că există AXA, un program operațional regional care permite construirea unor cartiere de locuințe sociale. Asigur, municipalitatea, după ce cu mare abnegație și viteză a vândut, a concesionat cam toate terenurile din oraș, e greu acum să mai găsească câteva hectare undeva aproape de intravilan, dacă nu în intravilan, unde să gândească un asemenea proiect. Așa se întâmplă când te grăbești să rezolvi interese personale care nu au nicio legătură cu dezvoltarea durabilă a orașului. Mi-aș dori să aud de la primărie ceva noutăți despre studiul de fezabilitate care se tot elaborează, se tot incubează legat de sistemul centralizat de încălzire. Mai sunt puține luni până când se va apropia sezonul rece. Relația noastră cu marile vecini de la Răsărit nu ne dă deloc speranțe vis-a-vis de prețul gazelor pentru iarna următoare și nici de cantitatea necesară. Mi-ar plăcea să știu ce gândește administrația locală pe această temă. Mai ales că are în continuare o societate înființată, chipurile pentru a deveni operator, care în continuare este finanțată din bani publici, care nu are nici acum obiectul muncii și care ar fi putut să reprezinte mai mult ca sigur o soluție pentru o economie cât de cât importantă pe acest domeniu atât de sensibil și care afectează atât de mult bugetul familiilor dependente de sistemul centralizat. Înțeleg că se lucrează la un proiect care vizează canalizarea pluvială din cartierul Ramadan. Mi-aș dori să-l văd finalizat. Nu apare în lista de investiții, dar m-am obișnuit deja cu modul extrem de particular de lucru al domnului primar. Și am citit în presă că s-a depus un proiect foarte consistent, foarte generos, de aproximativ 50 de milioane de euro pentru modernizarea sistemului de iluminat. Este iarăși o abordare mult prea entuziastă, mult prea neadaptată la posibilitățile și la argumentele municipiului Giurgiu. Asemenea, proiecte care în cazul de față țintesc cam a șasea parte din suma alocată la nivel național, da, n-au nicio șansă să fie finanțate la asemenea nivel, pentru că luate în considerare o sumedenie de condiții, plecând de la numărul locuitorilor care sunt vizați de aceste investiții, dar și multe alte condiționări care fac proiecte de asemenea dimensiune foarte greu de susținut și implicit de finanțat. Dacă o fi spus cineva domnului Barbu că așa trebuie procedat, cred că i-a dat un sfat greșit. Dacă a fost propria idee, propria abordare atât de cuprinzătoare, este una greșită. Giurgiu ar trebui să mizeze pe proiecte consistente, dar să ține cont de suma alocată prin program la nivel național, și să încerce să facă o corelație între numărul de locuitori din Giurgiu
și ceea ce s-ar putea obține pe un număr rezonabil de proiecte la nivelul întregii țări. Sunt numai încă 39 de municipii reședințe de județ, multe dintre ele locuitori mai mult decât Giurgiu, și asemenea elemente sunt mult mai importante la nivelul celor care evaluează proiectele decât apartenența la un partid și orice alt criteriu subiectiv. Așadar, s-a semnat acordul de parteneriat între România și Uniunea Europeană pentru accesarea fondurilor europene. Este momentul zero, dacă vreți, al acestui proces. Mi-aș dori să aud și să inventariem cât mai multe proiecte ale mediului privat. Sunt multe, multe axe care finanțează diverse activități care sunt destinate mediului privat. Îi rog, dacă e cazul, le recomand tuturor celor care lucrează în acest domeniu să consulte ghidurile care vor apărea în perioada următoare. Deja au apărut materiale informative, dacă doriți, vi le putem pune la dispoziție, și care conțin informații extrem de relevante pentru ceea ce se dorește în acest domeniu. În altă ordine de idei, întrebat despre situația din Consiliul Local, unde liberalii nu mai au niciun reprezentant în comisiile de specialitate, Dumitru Beanu spune că practic nu mai este nimic de făcut în condițiile noii majorități formate în Consiliu. Eu m-aș fi așteptat la domnul Barbu mai puțin, el e efemer în funcția aia, dar la cei mai vechi și mai constanți consilieri ai tuturor partidelor, la respectarea unor cutume care să prevadă ca funcționalitatea și a Consiliului în ansamblu, dar și a comisiilor, să fie mult mai bine asigurată cu reprezentarea tuturor partidelor existente. Cine seamănă vânt cu lege furtună, spune un proverb, dacă în această perioadă în care poate face aproape orice în Consiliul Local, domnul Barbu așa consideră că trebuie să procedeze, e riscul domniei sale. La riscul ca la un moment dat să constate că toate aceste demersuri nu îl ajută sub nicio formă să mai continue ca primar și la riscul partidelor care susțin asemenea abordare ca mandatul viitor, odată cu schimbarea aproape sigură a configurației, să rămână în mod clar și complet într-o poziție care să vizeze, să frizeze inactivitatea domniilor lor. Nici subiectul triumfalist al creării celor 7.000 de locuri de muncă în ultimii 2 ani la Giurgiu nu a fost ocolit de Dumitru Beianu. Domnul Barbu, după modesta mea părere, a ajuns să vorbească pentru copii, mult sub vârsta colegului meu de pupitru, sau pentru persoane care, poate pe baza unor afecțiuni de sănătate, cred orice li se spune. Situația în care societăți mari, Giurgiu Nav și nu numai, au închis porțile și au mutat sediile și domnul Barbu nici măcar nu știa acest lucru, mi-e foarte greu să cred că afirmațiile domniei sale se bazează pe informații reale. Din păcate, Giurgiu suferă, nu în totalitate din vina domnului primar, dar domnul primar păcătuiește odată pentru că a angajat promisiuni pe un domeniu atât de sensibil și care are o legătură doar relativă cu administrația, da? Și mai păcătuiește că susține, perseverează pe această temă în condițiile în care îl contrazice realitatea crudă.